Pentru că sunt lucruri care vreau să-l prezint, unitatea de onoare, Lumbrița României, e un nepot al regelui Mihai, e un urmaș vrednic pentru ce poate să fie în țara asta. Important e că încercăm să scoatem în evidență un moment al istoriei, care pare banal, dar nu e deloc banal, e foarte important, pentru că e vorba de câteva decenii, e vorba de un model de dezvoltare a României până astăzi. E vorba de acea Constituție de 1923. Și am chemat și pe adresa sa, Prințul Nicolae, dar în mod special și pe cel care va conferenția, împreună cu, de fapt, nu va vorbi singular, deci nu va prezenta conferința, dar eu îți facem niște mici discuții alăturate. Deci această Constituție care a marcat istoria poporului român în perioada interbelică și de ce nu până în zilele noastre. Ea a fost un rezultat, Constituția aceasta, un rezultat al altor proiecte naționale, atenție. Noi nu avem astăzi proiect național. Aceștia care sunt cu vestul nu sunt proiecte naționale. Pare rău că vă spun treaba asta. NATO și UE sunt chestii de conjunctură internațională, dar a fost proiecte naționale. Mă refer la Unirea de 1889, când se înfăpuiește, începe să creeze România, de atunci se naște România, asta e realitatea, 24 ianuarie 1889, după aceea de acel război de independență, care a fost condus chiar de regele Carol I, el a fost comandat forțelor române, chiar pe scălare pe cal în Bulgaria, ca să ne facem independenți în fața europei, în fața întregilor, asta e realitatea. România a început să fie vizibilă pe harta Europei, inclusiv Dobrogea aceasta, care stând în încălcăm acum pe ea, este rezultatul acelui război de independență. Poate vă spune ceva ziua de 14 noiembrie, deja e trecută, în decembrie, 14 noiembrie 1878, când oficial Dobrogea, acest sector românesc, după 460 de ani, se reîntoarce la români, la patria mamă. Țara românească, acum era vorba de Principatele Unite ale Române Unite. Vorbesc de această dată foarte semnificativă și de aceea am vrut să și o marchez. Ăsta a fost al doilea proiect. Și cel mai important proiect a fost realizarea României mari în urma unui război de apărare până la urmă, că a fost de apărare, nu de cucerire, atenție, 1916-1918, vorbim de această porțiune în care România a coparticipat la acest prim război mondial, nu de toți cei 4 ani, că războiul a durat 4 ani, și poate și dumneavoastră, că a studiat puțină istorie, România și-a făcut cu toată dragostea pentru Europa și pentru cei care conduce România, inclusiv, atunci nu mai era Carotie, era regele Ferdinand I, care a coparticipat și era și el, comandant suprem al forțelor armate române. Și s-a creat acest stat național unitar român. Dar atenție, ca rezultat a unor discuții foarte lungi, diplomatice, la care un rol fundamental, asta e punctul meu de vedere, l-a avut regina Maria. A fost Alba Iulia și țin foarte mult la chestia cu Alba, a fost Chișinău. Dacă e vorba pe date, 27 martie 1918, s-a început unirea de către Basarabia, deci care era atunci lider în Basarabia cu România. România, deja era România după 1881, legatul României. După aceea, pe 28 noiembrie, cei de la Cernăuți au cerut și ei unirea cu România. Și după aceea, în faza acesta a treia, actul de 1 decembrie 1918, când e vorba de unirea cu Transilvania, Banat, Crișan, nu știu mai departe, Maramureș, s-a creat România Mare. Dar actul internațional, stațional la Versailles-Paris, după foarte multe negocieri și foarte aprinse, în care n-am fost sprijiniți de mulți alții, inclusiv de cei care au participat la război, au fost, da, să vedem. Rolul decisiv l-a avut regina Maria, spun a doua oară. Sunt acte internaționale care demonstrează acest lucru. De aceea este Marea Regina Românilor. Și nu vorbesc prostie aici. Acum noi am cam uitat, suntem cu gândul la altele. Și mai aceea urmează perioada în care a fost pianonul, imediat după aceea, s-a consimțit și în relația cu care a trezut. În 1923, datorită acestor trei mari acte naționale, se pune problema unui cadru normativ, pe care au spus că domnul profesor Vergat, în mod special, invitatul de onoare, principele Nicolae, ca observație,
și n-am prezințit Teodosie, ar fi discut Domnul ai conduce, de fapt, să lească Dobroge. Ăsta am putut merge, ăsta am merge. Da. Deci, astea sunt așa. Și după aceea urmează o perioadă tristă. E vorba de ani și ani, întoarcerea, sau nu întoarcerea, întoarcerea întunerii, că am trăit destul întunerii în Ecumeniu, o refer la comunist care se instaurează în 1948 în România, și de aceea vom avea trepte și trepte în decursul istoric, mai multe constituții, dar după aceea o retrospectivă și ce s-a întâmplat. 1866 Constituție. A fost un cadru, dar n-a fost Constituție făcută expulsa în 1860. Constituția care s-a creat la vina lui Carol I, care a zis, da, avem Principatele Unite, dar nu avem Constituție, după care să conducem acest viitor regat. Și a funcționat acea Constituție de la 1866 până în 1923, când era nevoie de alt cadru pentru nou stat mare, care însemna când ar fi acum Marea Britanie, avea Basarabia, avea Bucovina, avea Cadirabeu, care era sud de parte de Dobrogea, se dea un teritoriu și trebuiau urmate, mă rog, prin aceste condiții, direcțiile. Cuprinse direcțiile politicii românești în, și în teritoriul intern, în cadrul intern, dar și în cadrul internațional, nu numai Europa, și întreaga lume. După aceea avem întoarcerea la comunism. De fapt, au mai fost două etape. Cu Carol al II-lea, când s-a ținut Constituția, dar s-a reglat autoritatea regală, în 38, februarie 38, și după aceea, în septembrie 40, cu regimul Ion Antonescu, deși șeful statului era regele Mihai, atenție, totuși s-a creat acolo, poate să fie vorba și de o disfuncție. Asta a fost situația. Constituția era folosită parțial, să zic, aproape deloc, în restimpul războiului. Mă rog, era război. Nu e o scuză, dar asta a fost. Oricum, Întunericul începe, au fost anii după 23 august, care au fost anii totuși întunecați. Constituția a rămas în picioare. Regele era rege până la 30 decembrie, la acea abdicare forțată, dar schimbarea radicală se produce în aprilie, la jocul aprilie 1948, când se creează un cadru constituțional unei constituții staliniste. După aceea, nu era post-stalinist, după 52 apare o altă constituție care va funcționa până în 1965. Va fi o altă constituție atunci a politicului regim, care va funcționa până în 1991. După evenimentele din 1989, se va crea alt cadru constituțional, se va îmbunătăți cu alt cadru în 2003, datorită unor modificări, cam 50% din legea din 91, legea Constituției din 91, a fost transformată, schimbată, s-a creat actuala Constituție, care și asta se dorește a fi schimbată. Deci sperăm, și aici vreau să închei, că nu vom face modificări, adică deși se pare că din cei 32 mai sunt 30, sunt 32 de europarlamentari, 21 au votat pentru mine o mare rușine, sunt ca profesor de teologie, dar și cu cunoștințe suficiente de istorie și de filosofie, cum vreți dumneavoastră, să vă spun că e o greșeală care nu se va ierta de poporul român. 21 de europarlament au votat ca a noastră Constituție să fie sub tutela deciziilor constituționale ale Uniunii Europene. Alții nu au votat, noi ne-am grăbit, am votat în bloc, cam peste 2-3. Și Constituția din 2003 deja apare cu probleme. Asta e o altă problemă, care vreau să discut aici, nu intră în cadrul nostru. Noi vom discuta un mod special, implicații, cum spune în acest artist, ale Constituției din 1923, pentru această Românie mare. Ea a funcționat, de fapt, până în 1948, dacă punem pe total așa, în grob, ar fi vreo 27 de ani. Nu? 27 de ani a fost Constituția care a fost reper de a ținut foarte mult. Mâine e ziua Constituției. Asta paradoxal, avertiversăm sau comemorăm sau cum vreți ziua Constituției, dar schimbăm la Bruxelles fiind de noștri europarlamentari. Europarlamentari români, deciziile nu trebuie să fie luate de aici, trebuie să fie luate de ei, în numele poporului român. Deci e adevărat. Oricum, domnul profesor Verlati va introduce în cadrul politic și economic, educațional, militar și așa mai departe, Constituția acoperă toate aceste secțiuni, dacă vreți, și relații internaționale. Am sărit un lucru. Dacă prin Constituția lui Carol I, la 1881, când s-a declarat regat și la 4 ani se face autocefalia și numai altfel, deci s-a legat de organizarea statală, s-a organizat și organizarea eclezială a Bisericii Ortodoxe Române. Era Biserica Poporului Român. Majoritatea vorbim în procente și astăzi, și atunci, deși atunci vorbim despre principatele
numite române. În 1923, cu 2 ani înainte, se realizează cadrul pentru a se crea Patriarhia Română. Rangul de Patriarhie le-au puține biserici, nu toate țările. Uitați în Balcan, bine, dar Bulgaria și Serbia au o istorie în spate, dar Grecia nu are. Grecia nu are Patriarhie. Grecia este sub ordinea Patriarhului Ecumenic, care are sediul la conduce toate bisericii, vă rog, onorii. El este Patriarh grecilor, Bartolomeu I. După aceea, Albania are iarăși o autoritate singulară. Deci nu există. În țările celelalte, e vorba de Polonia, Finlanda, Slovacia, etc., sunt primați. Dar noi, România a căpătat acest rol și foarte important că, dacă ne gândim în raport cu celelalte țări, România ar fi cam pe locul 2, chiar după Rusia aceasta, moscovită, acolo e centrul slavilor de nord, e vorba și de slavi aici, mă rog, e altă poveste, și noi ar fi pe locul 2. Dar la credință, cred că suntem pe primul loc. Și vă spun asta, care om le-am trăit pe viu în țările vecine și în afara României, în alte țări din Europa și din lume. Deci asta mai avem ca credință. Dar trebuie să respectăm credința poporului român. Noi ajungem acum, suntem studenți, mâine voi suntem profesori, preoți, să nu uităm că acea credință autentică a poporului român mai are ceva valoros pentru lume și Europa. Dacă noi nu știm, suntem monitorizați de Bruxelles și de Washington și de alții, cât de puternică e această credință. Ei sunt uimiți. Încă se menține credința. Și dacă știm să o respectăm, vom câștiga în timp enorm. Îmi spunea Părintele Stăniloae și îmi spunea așa, puile, noi nu mai avem, mă rog, era o limba familiar, noi nu mai avem nimica, nu mai avem credința acestui popor român. Din asta putem să mai oferim ceva lumii. Asta a fost situația. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le primești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată vinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în al preasfințite stăpâne, binecuvântați. Un oi este Dumnezeu, cu al său har și cu al sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Bună ziua, să stau aici puțin, că nu am la proiector. În alt preasfinția voastră, creștinți invitați, dragi studenți, la 28 martie 1923, în urmă cu 100 de ani, regele Ferdinand I promulga Constituția României de după Primul Război Mondial, o Constituție care, la vremea respectivă, a fost apreciată drept cea mai modernă și cea mai democratică lege fundamentală din întreaga Europa. După ce Constituție din 1923 a fost abandonată la 30 decembrie 1947. Constituția din 1923 reprezenta, în fapt, o actualizare a celei din 1966, în sensul că 20 de articole au fost modificate total sau parțial. S-au introdus 7 articole noi, iar 25 de articole au fost reformulate sau completate. Actualizarea Constituției din 1966 a avut la bază situații de după război. Adaptarea la principiile societății democratice ale vremii și modificări limitate, în ideea de păstrare a cât mai mult din textul existent, în care, de altfel, 78 articole au rămas nemodificate. Pentru elaborarea Constituției au fost avut în vedere 4 proiecte. Unul elaborat de liberal Ion Ice Bratianu. A doilea, de Romulus Boica,
din partea Partidului Național Român. Al treilea, de către Constantin Stere, de la Partidul Țărânesc. Al patrulea, al lui Constant Belariu, expert în probleme juridice. Proiectul adoptat a fost cel al lui Ion Grătean. Principalele prevederi ale Constituției din 1923. Constituția stipula că România este stat național, unitar, indivizibil, al cărei teritoriu este inalienabil. Erau garantat drepturile și libertățile cetățenești, fără deosebire etnică, de limbă sau religie, egalitate cetățenilor în societate și înainte legilor, libertatea conștiinței și înșurnirilor, dreptul de asociere, secretul corespondenței, inviolabilitatea domiciliului. A fost instituit votul universal. Am reciat. A fost instituit votul universal, egal, direct, obligatoriu și secret. Doar militari și femeii nu puteau să-și exprime o opțiune, o opinie politică. Era consacrat ferm principiul separației puterilor în stat, independente una de alta, însă existând posibilitatea ca acestea să se limiteze reciproc în atribuții. Activitatea legislativă era exercitată de lege și de reprezentanță națională, adică parlamentul. Cea executivă de lege și de guvern, iar cea judiciară numai de către instanțele judecătorești. Aședențe legiului față de parlament. Constă în faptul că legile nu puteau intra în vigoare decât sancționate, adică promulgate. Iar regele era cel care putea refuza sancționarea unei legi. Aședență față de guvern constă în faptul că guvernul exercita putere executivă în numele regelui. Regele nu avea însă aședență asupra puterii judecătorești, care se exercita de către organele de ei. Cu privire la legalitate și supremație Constituției, se specifică foarte clar că numai Curtea de Casație, în secțiuni unite, are dreptul de a judeca constituționalitatea legilor și de a declara inaplicabile pe acelea care sunt contrare Constituției. Curtea de Casație avea rol curții constituționale de astăzi. Fiind Constituție din juriști de profesie, integri și neafiliați în trecate vreun grupar politic. Parlamentul era bicameral, Camera Deputaților, fiind aleasă prin vot universal, Camera Senatului, fiind compus din membri aleși din diferite zone ale societății, precum Camera de Comerț, cadrele didactice. Și din senator de drept, reprezentanța ai cultelor, președintele Academiei Română, fost președința ai fiecare camere legislative, fost senator și deputați care fusese la aleși în cel puțin 10 sesiuni, fost minșii care au deținut cel puțin 6 ani fotoliul ministerial, fost președinți ai înalte curții de casație și justiție și alți demnitari. În ce privește casul legal? Constituția nu consacra oficial ruptură dinastică între familia regală de România, care a preluat această denumire abia din 1921. Și familia princiară de Hohenzollern. O ruptură
știm bine, intervenite datorită primului război mondial. În schimb, Constituția contribuia la noua identitate politică a familiei regale românești, care nu numai avea nevoie de o legitimare națională prin prisma originelor sale germane. Înainte să închei, vreau să citez bunicul meu, Regi Mihai. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Mulțumesc, doamnă ajută! Acum o să fie domnul profesor Radoș Pamfăr Gabi, membru al Academiei Oamenilor de Știință, care va intra în meritul problemelor. Apropo de ce a însemnat această Constituție pentru cei 27 de ani de care vă spuneam mai devreme. Deci a influențat foarte mult bunul mers al societății române. Cine v-a spus atunci? În 1938, România a ajuns la un record economic și care culmea, poate multul și dintre noi, că în anii de război, i-a mers mai departe în ascensiune, până în 42. Pe economica României a mers foarte bine. Și datorită acestei Constituții. După economie, funcționează toate celelalte instituții, toate celelalte segmente ale societății. De aceea am atras atenția că a fost benefic în organizarea de plină a statului nou român, România Mare, care cuprindea toate teritoriile, din păcate, să avem, mă rog, lipse câteva, dar sunt îngrezători că puțin timp, nu știu cât vrea Dumnezeu, până la urmă, trebuie să vor întoarce la patria mamă, adică la România noastră. Domnul profesor, aveți cuvântul. Înalți presfinția voastră, excelența voastră, prințe, înalt prezidiu, onorat auditor. A luat cuvântul înainte de o zi cu sărbătorirea Constituției în țara noastră este o sarcină dificilă, mai ales că am un dușman extraordinar și anume timpul. În câteva cuvinte trebuie să sintetizez ceea ce s-a întâmplat în mai bine de 100 de ani. Vedeți dumneavoastră, excelența sa, prințul Nicolae, a spus o serie de lucruri legate de această Constituție. Se spune că ar fi fost adoptat proiectul lui Ionel Ice Brătian. A fost un om politic extraordinar, pe care l-am auzit lăudat. Dar, în ceea ce privește rolul lui în crearea Constituției, aici trebuie puse lucrurile la punct, deoarece Constituția a fost creată de o întreagă comisie de juriști în frunte cu profesorul Disescu. Nu este o creație. Brătianu, ca premier, a acceptat ceea ce a propus, dar nu a creat el. Vedeți, au fost aici o serie de probleme. Nu le reiau pe cele spuse înainte, ci altele, cum a fost problema bogăților subsolului.
Și aici a fost o discuție întreagă între Mărzescu, prieten cu Brătian și unul din mari juriști și oameni politici liberali, un om de între Baghiloman, care la rândul lui era iarăși un mare jurist și un om cu o calitate de orator rar întâlnită, și discuțiile cu Boilă, cu Maniu din partea național-țărănii, din partea Partidului Național din Transilvania. În fine, mai intervenea Stere, care n-a avut un rol deosebit în această privință. În final s-a conchis că bogățiile subsolului rămân ale statului și numai uzufructul acestora poate să intre în proprietatea celor care dețin terenul. Este o chestiune care se discută mult timp și încă se mai discută și astăzi pe plan internațional, deoarece e problema bogăților subsolului, bogăților straturilor de metal care există în zona roșie montană și așa mai departe. Sunt o serie de lucruri legate de bogățiile subsolului. A doua mare problemă care s-a discutat și se discută este aceea a statutului religios al Bisericii Ortodoxe de la noi. Și s-a pus problema aici cu deosebită tărie, deoarece s-a ținut seama de ce s-a întâmplat în Rusia. Nu uitați că în Rusia, în timpul Marelui Țar Petru I, în 1922 era desființat patriarhia și a trecut toată puterea bisericii în mâna sinodului. De-abia între 2 și 5 noiembrie 1917, liderul bolșevic Iosif Visarionovici Giugașvili, poreclit Stalin, a reînființat patriarhia, redând puterea patriarhului Fiodor, care devine patriarh al celor trei Rusii și arhiepiscop al Moscovei. Este o chestiune care trebuie discutată și din punctul de vedere al titulaturii. Este o chestiune care și la noi trebuie discutată, pentru că la noi abia în 1925 se ajunge la crearea patriarhiei, care este autonome. Este autonome deoarece într-un anumit sens este dependentă de patriarhia ecumenică. Este o discuție întreagă în legătură și cu reorganizarea teritorială. De ce pun problema reorganizării teritoriale cei care au făcut noua Constituție? Deoarece acum, după primul război mondial, când s-a ajuns la unirea unei părți a pământurilor locuite de români, România devine rotundă ca o pâine care stă pe masă. Dar are aici o serie de terenuri cu administrații deosebite. Banatul și Maramureșul. Banatul și Maramureșul
aparțineau direct de Viena. Crișana și Bihoul aparțineau de Budapesta. În ceea ce privește Basarabia, ea aparține de oblasturile de la Odessa și de oblasturile de la Kiev. Sunt două chestiuni care sunt deosebite. Și aici trebuie ținut seama de ce se întâmplă și de reorganizarea pe județe a întregului teritoriu a României, a felului în care se creează cărțile de proprietate, pentru că în Imperiul Austro-Ungar erau cărțile fondoare, la noi erau cărțile de judecată, ceea ce altceva, altă organizare, alt mod de păstrare al actelor. De multe ori trebuie să se recurgă la actele bisericii. Se pune pentru dumneavoastră întrebarea cum se ajunge la recunoașterea vechimii orașului București datorită unui act de judecată care este găsit întâmplător. Sunt o serie de lucruri care trebuie prinse în această discuție. Este o sarcină foarte dificilă pentru profesorul Bisescu, care este ajutat de alți mari juriști, de Mârzescu, de Meitani, de Danielopol, toți sunt juriști de înaltă clasă care știu să pună probleme. Să pune problema votului femeilor, a capacităților de acțiune, să dă în oarecare măsură dreptul de vot al femeilor, ceea ce este un moment de progres deosebit pe plan european, pentru că România merge înainte de alte state, considerate vechi democrații, Franța, Anglia, Spania, mă rog, aici chiar și față de Italia, trebuie aici să vă gândiți la problema raportului, nu numai temporal, ci și a raportului moral, a rolului pe care îl joacă femeia în societate, a dreptului care îi se dă ei din punctul de vedere al capacității. Pentru că ea poate să acționeze în legătură cu proprietatea ei, numai cu acordul soțului. Sunt militari. Se pune problema dreptului pe care îl au ei de a participa la viața politică. E prin Constituția aceasta nu li se dă voi. Se pune problema cât timp durează această Constituție. Merge până în 1938, februarie 1938, când regele Carol al II-lea, cu ajutorul unui mare jurist, avocatului Stratenicescu, reformulează Constituția, ajungând la sfârșitul lui februarie, să dea o nouă Constituție despre care s-a spus ca o legendă că a fost elaborată într-o singură noapte. Este o Constituție de dictatură, 140 de articole.
Regele impune acolo conducerea sa în formă nelimitată. Dar nu rămâne mult nici aceasta. Ea plecarea regelui, pe care unii o prezintă ca o abdicare, nu este o abdicare. Este o plecare din țară cu încredințarea dreptului de conducere a statului către mareșalul Ion, către mareșalul Ion Antonescu și a drepturilor de conducere a casei regale bunicului prințului Nicolae, regelui Mihai I. Este o altă situație. Situație care nu trebuie privită, pentru că nu a fost înscris nicăieri ca o aplicare. Regele n-a scris în actul lui de părăsire a țării o abdicare. E o încredințare a conducerii treburilor statului, care o face printr-un act oficial 6 și 7 septembrie 1940. Trebuie să ținem seama de asta. Și totuși trebuie să se revină la Constituția din 1923 atunci. Se revine clar la Constituția din 1923 în 1945. Acceptă comuniștii această situație pentru că n-aveau altă. N-aveau ei niciun jurist care să poată să facă o Constituție bună și acceptă. Cine să o facă? Lucrețiu Pătrășcanu, Petre Marcu, supranumit Petre Pandrea, n-aveau această capacitate. Nu puteau să facă această situație. Ionașcu, departe de el asemenea, posibilitate și putere. Se ajunge la silirea regelui să abdice. Este un act de forță, un act de forță impus regelui Mihai de către Gheorghe Udeș și de către Petru Groza. În 30 decembrie 1947 și se ajunge la o nouă Constituție în 1948, o Constituție de model stalinist care e cu totul altceva. Cu asta se încheie o urmărire a Constituțiilor democratice din România, care au avut practic o viață scurtă între 1923 și 1948. Eu personal spun că au fost cele mai democratice Constituții pe care le-a avut țara noastră și mă rog pe Dumnezeu, ca un bun creștin, care am fost totdeauna și înalt preasfinția sa, poate să-mi stea mărturie, că totdeauna am respectat biserica și cuvântul și mă rog și acum Constituțiile să fie la noi cât mai democratice. Doamne ajută și să dea Dumnezeu cu binecuvântarea Domnului să mergem înainte. Vă mulțumesc! Oricum, mulțumim pentru frumoasele cuvinte spune.
spuse, foarte concentrat, dar foarte bine țintuite, în cei, în mod special pentru cei 25 de ani a existat această Constituție în viață. Da. Mă rog, erau mult mai multe de spus, dar ne concentrăm la atât. Concluziile, sper cu binecuvântare, le oferă în alt asistitul nostru Părinte Teodosie. Deschide. Care este? Alteța voastră, sunt tare bucuros să vă întâlnesc aici. Pentru că atunci când erați prunc și vă vedeam pentru prima dată la televizor, gândeam că o să fie vremea să vă vedem și matur. Și iată, e o zi istorică pentru mine personal să vă primim aici și la Facultatea de Teologie, care respectă istoria și pe înaintași cel mai mult. Sunt bucuros că ați venit însoțit de domnul profesor Vergate, un om care întotdeauna a măsurat în cuvinte, dar nu spune ceva vreodată care să regrete. Întotdeauna aș alege cuvintele atât de frumos, pentru că stăpânește istoria, stăpânește arta de a vorbi cuvântul și iată, vorbim despre legea fundamentală. Sigur, sublinierea Constituției din 1923 este un adevăr care trebuie să ni se tipărească. Importanța ei, conținutul ei atât de potrivit, pentru că acolo este stipulat în spiritul Sfintei Scripturi rolul Regelui și de asemenea cum el este ales de Dumnezeu și uns. După ce n-am mai avut regi, n-am mai fost aceeași rânduială, aceeași coeziune între oameni. Pentru că această tradiție noi o păstrăm începând dinainte de Mântuitul Hristos din Vechiul Testament. Sigur, regii erau unși. Cine a uns primul rege? Prorocul Samuel l-a uns întâi pe regele Saul și apoi când regele Saul a întrerupt legătura cu Dumnezeu pentru că a apelat la vrăjitori, l-a uns în taină pe David. Și David s-a arătat regele cel mai puternic pentru că a fost fidel lui Dumnezeu, ca orice om a greșit, dar s-a întors din greșeală și s-a raportat mereu la Dumnezeu. Constituția din 1923 poartă această amprentă a divinității și a legelui care este așezat de Dumnezeu. Nu este întâmplător regele pe pământ. Este așezat de Dumnezeu. De aceea, iată, și legile sunt în spiritul credinței, în spiritul legilor dumnezeiești. De aceea este o Constituție care are niște coordonate care pun în armonie societatea și pe oameni într-o siguranță. Își văd ca o oglindă în rânduiala cea pământească și în ierarhia pământească, ierarhia cea cerească. În spiritul acesta este făcută Constituția din 1923.
când au apărut alte Constituții care l-au dat deoparte pe Dumnezeu, sigur că a fost conținutul uman și care depindea de omul ce elabora și de curentele omenești care erau în timpul acela, că Dumnezeu a dat libertate oamenilor. Fiecare să-și exprime libertatea, dar când libertatea nu este chipzuită, ea nu este duce la dreptate și nu îi pune pe oameni în armonie. Și după cum sunt conducătorii, așa este poporul, dar întotdeauna poporul este superior conducătorilor. Pentru că poporul are o percepție mai largă. Și iată, vorbim despre conducători care nu se raportează la Dumnezeu. Și în biserică, orice învățătură de credință care devine dogmă, dacă nu este apropiată de popor, este respinsă. La noi este un principiu dumnezeiesc. De aceea păstrăm învățătura, păstrăm regula bisericii, păstrăm ierarhia, păstrăm rânduielile, dacă ține legătura cu Dumnezeu. Și acum, fără să fim subiectivi sau părtinitori, în Ortodoxie, biserica este, din timpul apostolilor până acum, aceeași. Și dau mărturie despre aceasta grupul de baptiști care s-au adunat, văzând că nu se mai regăsesc în credința lor, au hotărât să studieze biserica primară și dacă nu o regăsesc în nicio confesiune creștină, atunci o temeze ei. Au studiat pe propriu toți, s-au întâlnit, au mers pe la catolici, au mers pe la protestanți, n-au înțeles nimic. Au venit la ortodoxi și au găsit biserica fidelă, biserici apostolice și au zis, nu trebuie să înființăm ceva, pentru că biserica există și există plenar și fidel ca biserica apostolică. Iată, regele era uns, cum erau și voievozii în țara noastră, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, știm că a fost uns voievod de Mitropolitul Teoptist. Și toți ceilalți voievoși aveau o ungere, pentru că cei doi frați, Moise și Aron, au fost modelul în care este condusă omenirea. Moise era conducătorul poporului, conducătorul, să zicem, politic, iar Aron, conducătorul religios al poporului. Regele și mitropolitul sau patriarhul trebuie să se consulte între ei și să găsească ceea ce este comun pentru toți oamenii și să identifice temeiurile dumnezeiești în ceea ce o rânduiesc ca legi pentru a fi păstrate și trăite de oameni ca să avem armonie, să avem între noi bună înțelegere și să ne bucurăm unii de alții, nu să ne invidiem sau să ne dușmănim unii pe alții. Veniți dintr-o structură atât de frumoasă a țării noastre. Iată cu venirea regelui Carol I, sigur pentru români, a început o epocă nouă. Și această epocă a continuat. Mi-aduc aminte cât de mult ne vorbea mama despre regele Ferdinand, ce rege minunat a fost, despre regina Elisabeta, despre istorie, că părinții noștri iubeau istoria și o trăiau din plin. De aceea văd aici un simbol al istoriei aceleia care sunteți dumneavoastră, alteța voastră
și mă bucur că ați venit astăzi la noi și ați venit însoțiți de domnul profesor Anghelescu și de domnul profesor Vergardi, care de atâtea ori ne-a fost aici învățuitor și a pus în evidență înțelepciunea, buna rânduială și principiile cele mai importante care trebuie să stea la baza societății. Vă mulțumim și vă dorim să creșteți și să ocupați un loc în societate în care să faceți legătura cu înaintașii dumneavoastră. Să vă ajute Dumnezeu! Și eu ceva. Da? Da. Nu, dacă vreți câteva cuvinte, pot să spun? Da? Mulțumesc. Și la atâta vreau să spun că trebuie să fim foarte bucuroși, noi cei de aici, de la Facultatea de Teologie, că palmaresul manifestărilor științifice de la facultatea noastră s-a îmbogățit astăzi cu cel de-al patrulea eveniment din această toamnă-iarnă, din aceste două luni și un pic de început de an universitar. Au mai existat încă trei anterioare de deosebită valoare. Iar domnul profesor Anghelescu întotdeauna știe să vină și să organizeze niște evenimente cu totul aparte. Le dă un parfum deosebit, mai ales prin faptul că aduce personalități aparte și deosebite în mijlocul nostru, așa cum astăzi, lângă faptul că suntem oarecum obișnuiți cu prezența domnului profesor Vergati, un emerit orator, ați văzut și dumneavoastră. Întotdeauna l-am admirat pentru claritatea prin care susține expunerile. Să-l ajute și pe excelența sa, alteța sa regală, prințul Nicolae al României. De aceea este un eveniment cu totul și cu totul deosebit. Și trebuie să fim foarte mulțumiți că în felul acesta ne-a crescut prestigiul ca Facultate de Teologie și imaginea în universitate și nu numai. Ca unul care urmăresc site-ul universității și activitatea facultăților surori din universitate, să știți că puține dintre celelalte 15 facultăți în afară de noi se pot lăuda cu evenimente ca ale noastre și cu un număr de asemenea apreciabil din acest punct de vedere. În privința temei de astăzi, vreau să vă spun doar atât, că atunci când, și acum, când aud de Constituție, parcă mi se ridică părul pe ceapă și să vă spun de ce. Cei de vârsta mea, poate vă aduceți aminte că în curicula clasei a 8-a se studia Constituția României. E, acolo unde am făcut eu școala, în fundul munților Buzăului, nu știu cum se făcea în alte părți, dar acolo chiar se făcea această disciplină la modul serios. O preda chiar directorul școlii, care era un profesor de română foarte bun și foarte prezent în mijlocul elevilor săi, dar nu știu ce avea cu această Constituție, pentru că voia să ne-o vâre în creier și în cap cu forța. De aceea, fiecare oră de Constituție era cumplită. Și nu reușeam să, aveam 13-14 ani atunci toți, nu reușeam să cuprindem noi ce înseamnă toate legile și toate legitățile acelea înscrise acolo în Constituție, mai ales erau, pentru faptul că era o Constituție comunistă. Nu s-a priceput domnul profesor de atunci, ca un alt profesor coleg de-al lui, care mersese, diriginte fiind profesor de istorie, mersese cu clasa la denie și fiind chemat de securitate și întrebat de ce a făcut asta, să răspundă ca profesor de istorie, am vrut să le arăt cum arată arta bizantină și cum se prezintă arta bizantină și nu au avut ce să-i facă. De aceea vă spun că dacă în vremea aceea sau și acum aș fi avut un profesor precum domnul profesor Vergati de Constituție sau ca în alt preasfințitul, n-aș fi lipsit la nicio oră de acest fel. Asta vreau să vă spun și încă o dată mulțumim tuturor care au participat la aceste evenimente.
carte, care și noi le-am primit, și eu și în altul, și Gerată, e tânăr, că au învățat, e doi de alții puțin mai înainte, a venit și dânsul, e chiar profesor în rânduia celelalte, la Alt București, și au fost momente triste. Însă asta a fost realitatea românească. Acum trebuie să fim demn pentru istoria noastră și să facem ce trebuie ca să ne îndreptăm pe celele trecutului și atunci ne trebuie în Europa și în întreaga lume. Și avem acest atu, ce am spus mai devreme, vreau să mai spun atât la apăs. Păi trebuie, dar eu nu spunea degeaba, e singurul atu al nostru că noi, poporul acesta român, credem în Dumnezeu. Ceilalți nu prea au legătura cu cerul, nu știu ce se va întâmpla. Dar eu văd lumină în această relație a românilor cu Dumnezeu. În asta trebuie să avem încredere. În asta vă spunem totul. Mulțumesc tuturor. Atenția regală prințul Nicolae, că a fost între noi și a fost o dăgrășanie care place românilor, place foarte mult. În alta Sfințitului care a știut să ne rostească cuvintele cele sfinte și frumoase și din nou și din Vântul Testament și din Cineul Său. Păitului decan și, în ultimul rând, domnului profesor Radu Ștefan Bernati, care nu ne păcălește, ne spune lucruri din adâncul sufletului său, dar pe documente, pe cele citite, trăite, și ca profesor și ca om de știință care face cercetare academică în mai multe universități, a făcut foarte frumoase conferințe și nu numai acolo, și chiar cu un alt este coleg în Academia Oamenilor de Știință din România. Este o academie care are o noblețea sa în societatea românească de astăzi. Mulțumesc tuturor și poate altă dată ne mai revedem cu vești frumoase. Acum vom încheia, cum de obicei încheiem, cu o rugăciune frumoasă și am venit spre casă la urmă. Cu mine ce cu adevărat să ne fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.